Oana Ciocan a rămas șocată de gestul unei faimoase de la Survivor România al Stars. Iubitei lui Jador nu i-a venit să creadă ce se întâmplă. Chiar dacă Jador nu mai face parte din echipa lor și, într-un mod mai mult sau mai puțin strategic, l-au eliminat de la Survivor România al Stars 2024, faimoșii nu l-au uitat. Nu și-au amintit de el într-un moment de fericire, ci au încercat să intervină în relația lui cu Oana Ciocan. Cei au spus războinicii atunci când au prins ocazia? Oana Ciocan, șocată de echipa faimoșilor. Au încercat să se bage în relația cu Jador. Oana Ciocan a avut parte de o întâmplare total neprevăzută la Survivor România. Deși a trebuit să facă față veștii că a ajuns într-o competiție din care iubitul său nu mai face parte după ce a fost descalificat pentru că a încălcat regulamentul, dar și pentru că i-a supărat pe cei din echipa sa, i-a mai primit o lovitură. Războinica a rămas în competiție să lupte, până în momentul în care dorul a fost mult prea greu de suportat și a cerut să fie propusă la duel, pentru a se întâlni cu bărbatul care a cerut-o de soție. Dar până la ajunge să se reunească, însă, Oana Ciocan a avut o parte de o surpriză nu foarte plăcută, atunci când faimoșii au ținut să o avertizeze în privința lui Jador, Interacțiunea a bulversat-o pe tânără, care mai apoi le-a povestit totul celor din echipa sa, oamenii mulți tinsă de-a din exterior. Ei ne cunosc în ce este în interior. Mergeam să susțin un coleg sau o colegă, nu mai țin minte exact, pentru că m-a bulversat destul de mult întâmplarea, lângă noi era și Teje, Dul și Ștefi de la Faimoș. La un moment dat s-a uitat așa la mine și mi-a zis dacă sunt bine. Ștefi mi-a zis, ceva de genul, că să am grijă, că ei mă plac pe mine, că sunt un om bun și să am grijă de viitorul meu, a povestit Oana Ciocan despre gestul Ștefaniei de la Faimoș. Este omul cu care eu o să trăiesc o viață. Nu are defect, ce nu au știut faimoșii este că Oana Ciocan nu s-a lăsat influențată, ba chiar i-a luat apărarea lui Jador, cu toate că a încercat să nu rănească pe nimeni. A ascultat-o pe Ștefania, dar și-a văzut de drum, cu gândul la bărbatul care o aștepta acasă. Ștefania este o fată bună, cel puțin impresia asta o am despre ea, intenția ei nu a fost una rea. Eu știu cel mai bine ce am acasă. Omul despre care ei au o părere și omul în care ei au dat toți este jumătatea mea, este omul cu care eu o să trăiesc o viață. Pentru ei poate să fie cel mai groaznic om, oricum vor ei. Omul ăla, pentru mine. Nu are defect, este modul în care Oana Ciocan l-a descris pe Jador la Survivor România, colegii au susținut-o și au afirmat, la rândul lor, că gestul Ștefaniei nu avea rost. Și sfaturile astea se dau în niște condiții. Dai un sfat într-o echipă, dai un sfat de la prieten la prieten. Dacă noi nu nu cunoaștem atât de bine și tu dai un sfat, nu e treaba ta, a afirmat Alex Delea, Oana Ciocan îl apără pe Jador precum o adevărată leoică, nu suntem aici să vă băgați voi în viața mea personală, de altfel, Oana Ciocan a mărturisit că oricine poate încerca să o întoarcă împotriva lui Jador, dar că nimeni nu va reuși. Relația cu artistul îi oferă siguranța pe care nu a avut-o niciodată și este sigură că nimic nu poate sta în calea fericirii lor. Este foarte amuzant că e pentru prima dată în viața mea când chiar am o încredere din aia. Știi când te simți legat la ochi, dar tu știi ce se întâmplă în fața ta. Așa mă simt eu acum. Ei ce au zis, fata este la locul ei. Cum ar putea să se înțeleagă bine cu el? Dar nu este treaba lor, nu este viața lor. Eu îl știu cel mai bine. Nu ai cum să vii tu la mine și să-mi spui. Știi, trebuie să ai grijă. Că e viitorul tău. Tocmai tu spui, e viitorul meu. Eu aleg, a completat războinica, în consecință, Oana Ciocan a dat pe mute pe aceea care i-au denigrat iubitul și l-a apărat.